întâmplat și la un moment dat a luat ciocanul și a izbit de statuie, are și semnul, se păstrează și acum, și a exclamat, dar vorbește odată. De aceea vă spun, pentru că pe mulți de pe pereții aceștia îi văd între noi și de aceea mă bucură mult că suntem împreună. Mă bucur în primul rând că l-am convins pe, am să spun în terminologia maghiară, a numelor Ințe Dănilă, anumite noi folosim invers, Dănilă Ințe, dar îmi vine mai ușor pentru că așa m-am obișnuit. Mă bucur că l-am convins să vină la Palatul Banc, din două motive. Acum 7-8 ani și-ar fi dorit el mult să vină, ca așa cum de altfel, numai că cu el este extrem de greu de lucrat, mofturos. Tot timpul, ba, aia da, aia nu, aia iarăși da, iar se schimbă. Te duce în atelier unde ai impresia că e doar o mână de tablouri, dacă te duci la tablou, vezi că sunt două poduri de tablouri. Aia nu vrea, ba, o vrea pe cealaltă, ceea ce nu întotdeauna a coincis cu exigențele pozitive, recunoscute și astăzi, de ale lui Florin de la Sion. De aceea, această expoziție, eu cred că este una meritorie atât pentru Ințe Dănilă, dar și pentru Florin Gherasim, pe de o parte. Pe de altă parte, astăzi am făcut un tur cu amândoi. Astăzi am făcut un tur cu amândoi și am mai realizat ceva. De obicei, domnul Dănilă, își făcea expoziții în spații nu tocmai generoase ca la Palatul Banfi și oarecum într-un soi de aglomerare pe care și el a tolerat. Ei bine, priviți cum arată acest Ințe Dănilă expus la Palatul Banfi, mult mai aerisit, mult mai, cum să spunem, un spațiu mult mai degajat. De aceea n-a fost ușor să lucrăm cu el. Nu vă pun la dispoziție corespondențe de miezul nopții, eu sunt un tip nocturn, mult nocturn și el se pare că la fel, ba că face expoziția, ba că nu o face. Adică cu el a fost o adevărată bătălie să-și învingă niște teme pe care eu le înțeleg, el este un om extrem de modest. Și mă bucur că a ieșit ceea ce a ieșit, asta grație lui Florin. Nu intru eu în foarte multe detalii, poate tu, Dănilă, ne vei spune la sfârșit. Așa, vă mulțumesc că sunteți aici alături de el, asta arată ca ai prieten. Să știi că alții lipsesc din motive bine, cum să spun eu, argumentate, cum este Liviu Mocan, de exemplu, care este la Timișoara, tocmai s-a dezvelit un statut, nu aș spune un statut, deci o calere de arte în cadrul Muzeului de Arte de acolo. Noi avem în curtea noastră una lui primită via Oxford. Vă rog, uite, vă prieteni dragi, care cred că luna viitoare sau nu, la primire va avea mai multe de expoziție. În fine, eu îți rog pe... Și o să rog pe Florin acum să vă vorbească despre artiști și cum a gândit această expoziție.